Un centru pentru refugiați a fost deschis la Casa de Cultură a Studenților. În cadrul centrului pentru refugiați se vor distribui săptămânal alimente pentru aproximativ 300 de familii ucrainiene care locuiesc în județul Iași încă de la începutul războiului. Acest centru a funcționat în perioada martie-iunie 2022 într-un spațiu al unei companii din Iași și există o strânsă colaborare cu aceste familii refugiate aflate încă în situații de criză. Asociațiile partenere Aproape de oameni Iași și Împreună pentru Miroslava desfășoară activ ce vizează acordarea de servicii sociale categoriilor marginalizate sau aflate în risc de excluziune socială, fiind vizate și îmbunătățirea nivelului de trai al acestora.